a fost să cântați în Gara de Nord? Cum a fost pe foarte simpatic. Atmosfera, locul. Foarte pozitivă. Atmosfera foarte, foarte pozitivă. Și multe de acele pozitive de la MOA. A fost foarte ascultat. Trebuie să mergeți. A fost prezent. S-a bucurat. Nu i-a și cazat. Destrețile pe a fost cam Gara de Nord. Energie pozitivă întotdeauna. A fost bine. Și ne-a simțit ok, nu pot să zic că ne-a simțit ca în gara, pentru că a fost un concert. Concert în gara nu e prea... Ai simțit ca un aventist? Da, m-am simțit ca... Ai venit de la Ploiești? La Ploiești? Ai băgat niște muzică. This numb second soul, spuneți-mi cum a început proiectul, cum v-ați cunoscut, cum a început să lucrați împreună? Proiectul a început în momentul în care eu cu Petra ne-am întâlnit total întâmplător și Petra mi-a spus că are un eveniment două zile mai târziu la care are nevoie de un DJ. Și așa, practic, s-au pus bazele acestui proiect, Zucchem Pezzi, care la început a fost într-o formă de DJ cu vocalist și acum a prins culoare și a devenit un live band la care avem și saxul, Alex Arcuș, și pe Albert Taiti, care n-a fost unul din păcate aici, la eventul ăsta. Nu am mai apărut un pic mai târziu, acum a câteva lucruri. Alex și... Când ne-am întâlnit tot întâmplător într-o petrecere cu Albert, unde Țuc și Peții m-au invitat să cântăm, ceva spontan, ceva improvizat. După care, uite, ne-am mers mai departe cu proiectul și se pare bine că se face. Da, e o formulă foarte, foarte inspirativă, să zic așa. Compun destul de repede și pe care ai. Ceea ce e un foarte, foarte bun și constructiv. Și de fapt, e multă libertate și multă improvizație. Asta mi-am propus. Chiar și ceea ce face Țuc, ca DJ, e super improvizat. Suntem prinși într-o foră care e neașteptată. Multă, multă improvizație. Muzica.